Deci, tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Să zicem operații în Q, nu? Da. Operații în Q. Și aici să zicem așa. Numere. Fracții ordinare. Da. Fracții ordinare sau zecimale, cum e mai bine, da? Ordinare. Ordinare. Bun, pornim la treabă. Sunt expresie e de x egal cu 0,5 x la 3 plus 1,2 în perioadă 3, x la a doua, plus 25 x minus 1, totul supra totul supra 1,1 x la a doua, minus 3,12 în perioadă x, plus 3. Și am vrea aici să facem f de 1 pe 2. F de 1 pe 2. Încep să vorbești. F e de 1 pe 2, da? E de 1 pe 2. Da, Cosmin, x-ul e 1 pe 2. Da. E de 1 pe 2, de că înlocuim pe x cu 1 pe 2, da? Da. Și el devine 0,5 ori 1 la 3 supra 2 la 3. Deci 0,5 ori 1 pe 2 la a 3 plus 1,2. Mai sunat, da? Păi sunt de la 9 la 10. Vin și Andreea. Da. Da. Bine. Plus 25. Ori 1 supra 2 minus 1. 1 pe 2 minus 1. Totul supra. 1,1 ori 1 la 2 supra 2 la 2 minus 3,1 în perioadă 2 ori 1 pe 2 plus 3. M-a sunat cumva? Nu, nu, nu. Profesor Ursă. Așa. 3,12 în perioadă ori 1 pe 2, nu? Da. Plus? Plus 3, nu? Da. Și cam mai departe. Te rog. Acum, luăm deoparte pe 0,5. Așa. Cum ar putea zice deodată? 10. 5 pe 10. 5 pe 10. Deci e cam mai departe cu 5 pe 10. 5 pe 10 ori 1 la 3. 1 la 3 a 1. 1. 1. 1. 1. Atenție, multe, da? 1 ori 1 ori 1 ori 3 a supra. 8. Corect. Corect. Plus, ăsta trebuie să-l luăm deoparte. Da, să-l transformăm. Deci 1,2 în perioadă 3 este egal cu? Și bine. La clasă cum faceați? Scriați așa tot numărul? Da. Și scădeam tot ce e din fața perioadei? Da. Așa scrieți, nu? Da. Deci ziceți cum? 123
12. Supra. Supra 9. Un singur 9. Un singur 0, da? Da. Și e cam mai departe cu? Cu 3. Deci 2 din 3, 1. A, da. Da? 1 din 2, 1. 1. 111 supra? 90. 90. Și acum? Simplificăm prin, prin cât s-ar putea fracția? Prin 1. Prin 1? Nu e problema. Prin 1 păi aveți deja supra prin 5 și 2. Asta vrea prin 5 și 2, da, și, și prin 3. A, 9 și cu 0. Da, și atunci vrea și ăla de sus, că-i 3. Vrea și ăsta prin 3. Deci rămâi 3, nu? Da. Și ar putea fi 3 în 11. 3 în 11 de 3 ori. Corect. 3 ori 3, 9. 2. Rămânem 2. 2. 21 1. De 7 ori. Corect. 37 supra 3, 3 9. 9 de 3 ori. Și 0. Deci 37 pe 30. Eu făceam altfel la transformarea asta, iată cum înseamnă. Deci 1,2 în perioadă 3. Pe mine așa mă învăța profesorul meu când eram ca tine, da? Da. Mă zice așa, să scriu pe 1 în față, da, în fața linii fracției, la care pun tot ce de după virgulă, tot, deci 23, scad ne perioada numai pe 2, da? Supra atâția de 9 și 0, da? 90. Hai să vedem dacă e tot același lucru, nu? Egal mai departe cu un întreg și 21 supra 90. 21, 90 mai simplifică printr-un 3. 3, da, și un întreg și 7 pe 30, nu? Acum introduc întreg din fracții. 1 ori 30, 30 și cu 7, 37 supra 30. Este același lucru. Da. Cum pare mai simplu? Cred că așa. Că se duce mai rapid. E, asta este. Asta vreau să remarc. Pentru că, vezi, aici ai introdus un întreg în fracție, scade așa, nu știu, dar eu le introduc după și simplific fracția. Da. Și parcă e mai simplu. 1 ori 30 cu 7, 37. Da. Da? Și simplificarea 21 cu 90 e mai la îndemână decât 111 cu 90. Cu 90. Da? Da. Interesant, nu? Bun. Deci, mă învățea pe mine, e, e bună treaba. Da. Mergem mai departe și zicem... Plus 37 7. Supra 30. Da. Ori 1 supra 4. Perfect. Plus 25 ori... Ori 2, da? Da. 22, nu, atenție că nu e 25 din 3. Păi e da, 25 e ori, așa, eu m-am grăbit. Atunci 25 ori 1, 25, supra 2, da? Da. Deci noi pe 25 îl putem surprinde ca fiind 25 pe 1. Da. Asta e fost, numărători în 3 și numitori în 3. Și minus 1. Și minus 1. Totul supra. Adică? Adică... Spre 10 pe... Pe 10. 10, mai da. Corect, mai hotărâtă. 11, de ce? Da, putem la dreapta peste o cifră supra 1, urma de atâtea 0. Te-am mutat, da? De 11 pe 10. 11 supra 10 minus... Ori. Ori, 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 foarte bine. Ori 1 pe... Ori 1 pe 4 minus 3,1 perioadă. Adică 3,1 și 2 în perioadă. Da, așa, și 2 în perioadă. 3,1 și 2 în perioadă, pe care îl scriem cum? 3 în 3 și 12 minus 1. Minus 1, foarte bine. Tu ai zis bine, ai zis da. Prost. Supra 90. Corect. Egal cu 3 în 3 și 11 supra 90. Da. Și merge prin
prin nimic. Da, asta 3, 2 și 5. Da. Mai întoarcem 3, nu avem altfel. 3, 9, 2, 7. 270, 11, 281. 281. Supra 90. Nu încercăm să simplificăm, că sigur nu merge. Că dacă nu flutăm înainte, da, nu merge nici acum. Da? Da, minus 81. Supra 90. Da. Ori 1 pe 2 foarte plus bine. 3. Plus 3. Și este egal cu. Acum. Vedem dacă se simplifică ceva. Sus-jos. Da. Aici merge, da? Prin cât? Prin 2. Nu. Prin 5. Prin 5, sigur, da. Că pe amândouă vor prin 5, da? Și 5 în 5 odată. Și 5 în 10 de 2 ori. 1 pe 2 ori 1 pe 8. Plus. Aici. Urmăriți simplificările sus-jos, nu mai zic că au fost muncită de noi. Păi, 3. Acum așa, nimic. Nici așa, nu? Da, nici așa. 37 rămâne. Ori 1, 37, supra. Supra 30 ori 4. 3 ori 4, 120. Plus. Plus 25 pe 2. N-avem ce-i face. Da. 25 pe 2. Minus 8. Minus 1. Totul supra. Aici nu merge. N-avem ce face nici aici. Zicem 11. Mulțim, da? Da. 11 supra. Supra 40. Bine. Minus. Aici. Nici acolo, 281 rămâne. Da, 281, supra, 92, 180. No, 280. Plus 3. Și este egal cu, mai departe. Așa. Și acum facem înmulțirea. Exact. Numărul 1, supra, 16. Exact. 1 pe 16 plus aici ai 37 pe 120 rămâne 25 supra 2 minus 8 minus 1 după 1 aici ar putea să muncim să vedem numitorul comun. Da, și numitorul comun e amândoi sunt multipli de 10. Da. Ca și cum ar fi între 4 și 18. Nu? 4 da. Și 18. Cine se împarte exact și la 4 și la 18? 6. No. Păi? 9. 9 nu se împarte la 4. Deci cine se împarte exact și la 4 și la... Mai întâi să se împarte la 18. Ca să împartă 18, îl dublăm. 2 ori 18, 36, da? 36. Și 36 se împarte la 4. Da. Da? 4 ori 9, 36. Da. Înseamnă că numitorul comun e 36 cu mai de 0, 360. Da? Deci am văzut că 10, 10 da. Amândoi sunt multiple de 10. Și m-am gândit numai la 18 și la 4. Caut un număr care se împarte exact și la 18 și la 4. Fiindcă vreau să se împartă la 18, mă gândesc la un multiplu de 18. Da. 2 ori 18. 2 ori 18 fac 36. Și cum 36 ăsta se împarte și la 4, înseamnă că mă pot opri aici. Da. Dacă nu se împărțea și la 4, îl triplam pe 18. Da? Pe cel mai mare acolo. Până când el avea să împarte și la 18. Altfel, pe 18, hai să luăm deoparte. Da, 18. Da, să le scompunem. Vine cât? Zicem deodată, egal cu 2 ori 9. Ca să nu mai pierdem timpul, nu? Da.
De ori 9. Și face 2 ori 3 la 2. 2 ori 3 la 2. Da. Că 9 e 3 la 2. Iar 4 este 2 la 2. Pun aici 2 la 2 sub 2 înainte. Și atât. Și acum zic, cel mai mic multiplu comun este dintre 2 și 2 la 2, luăm pe 2 la 2. 2 la 2 și 3 la 2, care nu mai are cu ce să compara, luăm și pe el. Și atunci vine 4 ori 9, 36. Cum i-o dat și 9? Da? Deci numitorul comun este 36, adică 360 mai exact. Da. Și acum, punem numitorul comun, nu? Da. Și 360, adică punem deja. Și acum, 36 împărțit la 4? Ne dă... 4 cât fac 36? 9. 9. Deci amplificăm cu 9. Da. 36 împărțit la 18? 2. Am văzut mai devreme. Da, 2. Da? 2. Foarte repede. 2 ori 18, 36. Și la 3, amplificăm exact cu 360, că n-are numitor. Să se bățuiești că numitorul e 1. Și atunci va veni 9 ori 11. 99. Deci 99. Minus. 2 ori 1, 2. Hai să luăm. 2 ori 1, 2. 2 ori 8. 16, 2 ori 2, 4 și cu 1. 2 ori 2, 4 și cu 1. 5. Da? Plus 360 ori 3. 0. 0. 3 ori 6, 18. 18, 81. 3 ori 3, 9 și cu 1, 10. 10. Și egal mai departe, acum să continuăm. Egal cu cine? Să vedem. Egal cu... Acum facem adunările. Trebuie să la numărător să facem aceeași chestie. Ah, să da. Vedem numitorul comun. Și... Așa. Oare cât să fie numitorul comun? Trebuie să fie un număr care se împarte exact și la 16, la 16 și la 120 și la 2. Atunci eu mă gândesc, fiindcă se împarte, trebuie să împarte exact la 120, 120 nu se împarte la 16, după părerea mea. Nu. Dar cel mai corect este să luăm deoparte, descompunem, acolo avem mult mai clară treaba. Deci, îl luăm, da? Și zice, pe 16. Pe 16 putem scrie ca 2 ori 8. 2 ori 8. De 16. Dar știm deodată că e 2 la 4. Da. 2 ori 2 ori 2 ori 2, deci suntem la... Ne amintim bine asta, nu? 2 la 4. Pe 120 îl scriem ca 12 ori 10. E bine? Egal mai departe cu. Iar 12, să zicem, 3 ori 4. Da. Deci egal cu 3 ori 4. Ori 2 ori 5. Că 10 le face 2 ori 5. Da. Și egal mai departe cu. 4 e 2 la 2. Și face 3. Ori 2 la 2. Ori 2. Ori 5. Care îi face? Te rog să vorbești tu. Care face? 3 ori. 3. Ori 2 la? 2 la 4. Deci 2 la 3. 2 la 3. Copiem baza și adunăm exponenții, nu? Da. 2 la 3 ori 5. Iată, asta este 120. E 3 ori 2 la 3 ori 5. Vezi că merge și așa. Știm noi descompunerea aceea. Da. Dacă am fi fost zis așa, 120. Ia să vedem. Merge prin câte? Prin 5, corect. Și zice 5 în 12. 12 de 2 ori. Da. 2 ori 10, 2. Povărim pe 0, 20. 4 ori. 4 ori. Acum 24, prin cât ar merge?
Prin cât? Prin cât par, merge prin 2. Da. 2 în 24, 2 în 2 odată. Da, și rămâne 2. 4 de 2 ori. Da. Merge prin 2. Și rămâne 6. Prin 3. Da. Ia prin 2. Da, prin 2. 2, 3, 3, 1. 5, ori 2 la a 3-a, ori 3. Sau 3, ori 2 la a 3-a, ori 5. Da. Cum am găsit și noi pe partea asta. Și acum pe cine mai aveam? Doar 16 și 2. 2 era egal cu 2, nu? Da. Hai să scriem din nou. Scriem așa, 16 este egal cu 2 la a 4-a. 120 este egal cu 3 ori 2 la 3-a ori 5 și 2 egal cu 2. Tragem din ei, zicem, cel mai mic multiplu comun va fi, iar pe te rog să fac greșit tu, 2. Deci este 2 la câta? De ce la a treia? Avem 2 la a treia, 2 la a patra și 2 singur. Dintre cei comuni? 2. Luăm cel cu puterea cea mai mare, cu exponentul cel mai mare. Ah, nu, cu ăla mai mic? Nu, la cel mai mic, când aflăm cel mai mare divizor comun. Dar la multiplu, el trebuie să fie mare, când facem distinții între multiplu și divizor. Deci multiplu e un număr mai mare care se împarte la toți. Da. El trebuie să se împarte și la 120 și la 16. Și atunci, dintre cei comuni, luăm pe cel cu puterea cea mai mare, da, că numai așa are forță. Da? Deci dintre 2 la 4, 2 la 3 și 2 simplu, 2 la 1, luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Da. Dintre cei comuni. Și pe urmă luăm și pe toți ceilalți necomuni. Deci iau și comuni și necomuni. Așadar, mă zice 2 la 4, da? Am terminat cu cei comuni, nu? Da. Apoi, ori cât, te rog să vorbești tu. Ori 3, ori 2 la 3. Păi de ce să nu mai luăm pe 2 la 3? Că am luat odată. Între cei comuni de-al 2, 2, 2, l-am luat pe cel cu exponentul cel mai mare. Și nu mai avem treabă de acum cu 2. Ah. Ori 3. Și? Ori 5. Ori 5. Și atât. Când 2 la 4 se află, încorpora și 2 la 3. Da, am înțeles. Se află și 2 la 1. Ne scrie în cuvinte. Dintre cei... pentru a afla cel mai mic multiplu comun. Scriem, da? Pentru a afla cel mai mic multiplu comun. Procedăm astfel. Pentru a afla cel mai mic multiplu comun, procedăm astfel. Se descompune fiecare număr în factori primi. Deci se descompune fiecare număr de la numitor, să înțelegi, nu? Fiecare număr de la numitor în factori primi. Da? Factori primi. Apoi să iau dintre cei comuni pe cei cu exponentul cel mai mare. Pe cei cu exponentul cel mai mare. Și se înmulțește în continuare cu toți ceilalți necomuni. Deci se mulțește cu toți ceilalți necomuni pentru afarea numitor. Deci iau și comuni și necomuni. Toți la un loc se mulțesc. Dar dintre cei comuni, doar pe cei cu exponentul cel mai mare. În cazul nostru, așa este numitorul. 2 la 4 ori 3 ori 5. Da.
Da? Bine, după ce am aflat numitorul comun, a cui numitorul comun am aflat noi acum? La 16.122, da? Da. Ei, o să scriem numitorul comun. Acela care l-am găsit acum, trebuie să mulțim pe... Da. De la 4 cât face? De la 4 e 16. 16. Da, 16. Da. Și 3 ori 5? 15. 15. Deci 16 ori 15. Ia să mulțim 16 ori 15 cât obținem. Dacă ar fi fost 15 ori 15, ar fi făcut 225. Dar 15 ori 16 face mai mult de 225. Poate 240. Ia mai fă o dată. Mă gândesc. Da? Deci 240 e bine? Da. Să vezi cum am gândit eu. 15 ori 15 știu că face 225. Da. Și fiind 15 ori 16, înseamnă că 15 mai este încă o dată luat. Și la 225 mai vin încă cu 15. Și 225 cu 15 fac 240. Deci de ce am făcut calculul rapid? Da. Deci, încă o dată cum am procedat, am zis așa. 15 ori 16. Este egal cu 15. Înmulțit cu 15 plus 1. Da. Nu? Că 16 înseamnă 15 plus 1. Și egal mai departe. Cu 15 ori 15 face 225. Plus 15 ori 1. 15. Și îmi dă în final 225 cu 15 240. Deci numitorul comun este 240. Iată că am fixat numitorul comun. Da. Și acum trebuie să văd cu cât amplific. La 16, cu cât să amplific? Cu... Ar trebui să împarte 240 la 16, că sigur se împarte. Da. Și știu că numitorul a fost 15 ori 16. Uite, 15 ori 16. Dacă împart la 16, rămâne 15. Da. Da? Deci de cât, cu cât amplific eu pe 16, cu... 15. Pe 120. Păi 240 împărțit la 120, se vede, ochiul spune că merge... De două ori. Că din 120 face 240, de două ori. La 25. Fiindcă numitorul este 2. Să se vedem, pe 120, de pe 240 care împărțim la 2, rămâne 100, hai, încearcă. 120. 120, mai cu convingere, 120. Și la 1? 240. Corect. Și acum spunem. Va fi 15 ori 1, 15. Plus 37 ori 2. 37 ori 2, 14, 4. 4 și 1. 2 ori 3. 6 și 1. 74. Plus, merge mai departe. Plus 10. 25 ori 120. 520. Păi mulțim, n-avem ce face, da? Păi da. 5 ori 2. 10. Da. 0 și 1. 5 ori 1, 5. 1, 6, nu? 6, da, și 2 ori 2, 4, și 2 ori 1, 2. Da. Și vine 0. Da. 0. 0. 6 și 4. Deci cât îți dă? Am înțeles ce?
Da? Este vorba de 120 ori 25. Da. 840. 840. Eu trebuie să fac și prin estimare. Este important să știu la ce rezultat mă aștept. Deci vorba de cât de 120 înmulțit cu 25, da? Cu 25. Dacă aș mulți numai cu un 10, ar face 1200. 120 mulțit cu un singur 10, ai până un 0, fac 1200. Dar fiindcă e 20, e de două, dublu lui 10, va face 2400. Și fiindcă îi... Deci, vezi, eu trebuie să știu, să intuiesc rezultatul, că dacă n-am siguranță, iată, poți dau și rezultate greșite. Și atunci, dacă aș înmulți numai cu un 10, deci 1120 numai cu un 10, ar face 1200. Da. Dacă e cu 20, e dublu la 1200, 2400. Da. Și încă, încă cu 5, adică jumătatea lui 1200, că dacă ar fi fost cu 10, ar fi fost 1200, jumătatea lui 10, 1200, 600. 600 și cu 2400 fac 3000. Deci eu știu să aștept rezultatul că am 3000 aici. Ia să văd dacă este așa. Deci cum am zis, 25 ori 1120 ori 25, da? Da. 5 ori 0, 0, 5 ori 2, 10, 5 ori 1, 5 ori 1, 5, și cu 1, 6. 2 ori 0, 0, 2 ori 2, 4, și 2 ori 1, 2. 0, 0, 6 cu 4, 0, 3000. Da. Da? Deci, vezi, am putut să fac mental, da, și fără să scriu, pentru că am gândit așa. Și așa te rog să fii și tu atentă. Că nu poți să dai rezultatul. Tu trebuie să fii foarte exactă. Da. Da? Deci spui, 120 numai ori 10 fac 1200. Apoi ori 20 fac dublu la 1200, 2400. Și 5 ori 1200, ori 120, fac 600. Și cu 2400, 3000. Altfel, ca să nu mai zic 5 ori 0, 0, puteam zice 12, 0 și 15 aici. 25 aici. Da. 5 ori 2, 10. 5 ori 1, 5 și cu 1, 6. 2 ori 2, pe 0 ăsta îl pun aici, că era rămas acolo, nu? Și 2 ori 2, 4. Și 2 ori 1, 2. 0, 0, 0, 3. 3000. Da, și să zicem mai departe. Plus cât aici zicem? Plus? 3000. 3000. Și minus? Și minus? 240, da? Da. Minus 240. Supra. Numitorul comun jos este 360. Da. Și acum, să începem să facem calculul. Ia dă-l pe cei pozitivi întâi. Da. Adică 99 și 1080. Da? 99 și 1080. Adică 1080. 1080. Așa avem, nu? 1080 plus 99. Și vine 9. 8 și cu 9. 8 și cu 9. 11. 17. 7. Da. Da? Că pentru 10 iau 1. Da? Și am făcut 10 și am luat 7. Da? 17. Își spiu 17, că e 0 după aceea. Și 1. Și 1. Deci face 1179. Din care am să scad acum pe cine? Pe 200... Nu, nu, pe... Nu 200. Nu, 562. Minus 562. Și urmează. 2 din 9. 7. Da. 1. Da. Ne împrumutăm. 11 minus 5. 6. Se. Hai. 6. Păi vine
din 10 aceia luat un 5 și rămas 5 și cu unul care depășise, deci 6, da? 617. Așadar, vine 617, da? Și egal. Hai să facem și sus. Ne adună pe toți cei pozitivi, nu? Da. Cei cu plus și pe urmă scădem 240. Adică la 3000. Vorbește tu, hai că... La 3000... Plus. Plus 15. Așa. Plus 74. Da. Și vine 9. Da. 8. Da. 0 și 3. 0 și 3. 3089. Din care scădem pe 240. 240. Și este egal cu 9. Da. 4. Da. Aici ne împrumutăm 10 minus 2, 7. 10 minus 2, 8. 8, atenție, mult. 8 și 2. 2. 2849. Deci face 2849 supra cât? 240. 240, totul supra. 617 supra 360. E, și acum cum se împart? Că doar... Păi prima inversată cu a doua. Înmulțită cu a doua, inversat. Da. Prima înmulțită cu a doua. Păi inversat celei de-a doua, da? Înmulțită cu cea de-a doua, dar inversată. Adică 2849 supra 240. 2849 supra 240 înmulțit cu... 360 supra 617. 617. Și egal cu. Mai întâi să vedem dacă fiecare din fracțiile așa se pot simplifica. Hai. Nu prea vedem, dar vedem foarte ușor printr-un 10. Deodată. Da. Apoi, 36 și cu 24. Dar prin 4 ar merge. Că 36 se împarte la 4. Da. Și 24 se împarte și la 4. Nu cumva merge prin 12. Că merge și prin 3. Și printr-un 3. Că 36 se împarte la 3. Și 24 se împarte la 3. Cred că merge prin 12. Că e un 3 și un 4. 3 ori 4 fac 12. Și vezi un 36 împărțit la... La 12 prin cât? 36 împărțit la 12. Merge de 2 ori. Eu zic că merge de 3 ori. 3 ori. Da. Chiar exact. 3 ori 6. Da. 3 ori 2, 6. 3 ori 1, 3. 3. Deci prin 12 și aici ne rămâne de 3 ori. Deci merge și în sfârșit asta merge de 12, 24 de 2 ori. Și cam atât. Da, nu văd rup. Mai mult deocamdată. Să mulțim. 3 ori 9. 3 ori 9, 27, 72. Da. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14, 4 și 1. Da. 3 ori 8, 24 și cu 1, 25, da. Și 2. Da. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. 8. Supra. 7 ori 2, 14, 4 și 1. 2 ori 1, 2 și 1, 3. 2 ori 6, 12 și cu 1... Nu mai este nici cu nimic. A, 12. 12, da? Să vedem dacă această fracție este sau nu. Este ireductibil sau reductibilă? Să vedem. Ăsta de jos prin cât ar vrea să meargă? Prin 2. Prin 2 vrea. Și ala de sus nu vrea. Nu vrea. Salut. Ei, căutăm prin 3 poate vor amândoi. Ăsta jos vrea prin 3? Acum am uit. 3, 3, 6, 4, 10. 4, 10, da. Nu vrea. 10 nu se poate. Nici ala de sus.
Nici nu mă mai interesează era dacă... Prin 5. Nu. Nu prea. Deci 2, 3, 5, 9, nu? Încă acum ne ducem la lumea de prime, la 7. Ia să vedem. Merge asta prin 7. Deci începem să muncim. Nu ne permitem să o lăsăm așa. Poate să fie o fracție încă reductibilă. De aceea, căutăm pentru cel mai mic divizorii săi. Deci 1234 să împărțim la, cât am spus, la? 7. 7 în 12. De odată. Odată, 7. Și rămâne 5. Da. 5. Acoperăm pe 3. 53, 7 din 53, de 7 ori 7, 49. 8, de 8 ori. 7 ori 56, depășește. Atunci de 7 ori. De 7 ori, da. 7 ori 7, 49. Da. Și ne rămâne 13. 9, 10 le născăzi 9, rămâne un 1 și îl pus lângă 3, face 4. 4. Da? 4. Și nimic, nu? Îl coborăm pe 7. Pe ce? Nu pe 7, pe 4. Dar nu era 1237. 1234, bă, da. Nu este 1234? 1234, da? Și acum pe 4. Pe 4. Și 7 44. De 6 ori. Da. 6 ori 7, 4 ori. E, din păcate, rămâne 2, nu, nu, la 7 n-am mers. Căutăm următorul număr prim. 9. 9. 9 nu-i prim, care pe 3 ca divizor. Ce înseamnă număr prim? Să nu aibă alți divizori decât pe 1 și pe el însuși. Da. 13. La 11 mai întâi. Să vedem pe 11. 1234 prin 11. Și merge odată. Rămâne restul. Așa. 1, 13. 1, odată. Da. Rămâne 2. Deci 11 și 24, merge de 2 și rămâne rest. Nu, n-am mers. Deci alt divizor, alt număr prim, 1234, prin? Prin 13. Prin 13, sigur că da. Și merge de... nu, că e 123. Luăm 123. Da. Păi... Fiindcă era 13, 12 și am fost 23, cam 9. Deci merge de maxim, cu putință, zic eu. Ia să vedem. 3 ori 9. 27, 72. Da. 9 ori 1, 9 și cu 2, 11. Ai văzut? Da. Trebuie să, asta e o șmecherie. Este că uiți foarte atentă și îți dai seama că merge de maxim, cu putință, 9. 7 din 13. 3, 7. Așa, nimic, nimic, nu? Da. Coborăm pe 4. De 6. Dacă aș zice așa, ca 1 în 6, de 6 ori, dar ar veni 3 ori și încurcă. Și atunci de, zic de 5 ori. 5 ori 3. 15. 15 și 1, 5 ori 1, 5 cu 1, 6. E, depășește. Da. Da, deci 4 ori. 4 ori 3. 12, 2 și 1. Și 4 ori 1. 4 ori 1, 4 și cu 1, 5. E, rămâne rest. Deci nu a fost nici cu 13, ci merge mai departe. Până când, știi până când? Până ajunge la un împățitor, mai mic decât împărțitor. Un cât mai mic decât împărțitor, da? Da. Și merge. Acum următorul e 17. Da. Deci pe cine? Pe 1234 la 17, da?
123 de om, a fost 9, cam 7 ore. Ia să vedem. 7 ore. Și a fost 9 când a fost 13. Și acum e 17, a scăzut 2 unități odată. Da, da, și asta e șmecherii care îi fac. Da, eu am din urmă experiența. Da. La împărțirea cu 13. Și am luat din 9 ori. Acum când ăsta e de 7. Deci am încălzit 2 unități, să vedem. 7 ori 7. 7 ori 7, 49, 94. 7 ori 1, 7 și cu 4, 11. Bun. Acum 13 vine și rămâne 6. Ia să atenți, atenți. Nu. Din 10, 9 să rămâne 1. 1, da, și cu 3 la 4. 4. Așa. 17, 44, de 2 ori. Da. 2 ori 17, 2 ori 7, 14, 2 ori 1, 2 și 1, 3. 0, 1, 10. Îmi pare rău, n-am mers. După 17, cine a venit? Care e următorul număr prim? 20. 20 nu e număr prim. No. Care e 4, pe 5? 19. 19. Da? 19. 1234. Încercăm prin 19. Păi când a fost 17, mers de 7 ori. Acum hai să zic și eu de 6 ori. 6 ori. Că am ridicat de la 17 la 19 doar cu 2. Mm-hmm. Și a fost de 7 ori, acum scazi 6 ori, nu scazi 5. 5 e cam puțin, zic eu. Că dacă ar fi 20, 5 ori 20 fac 100, merge de 6 ori. Da. 6 ori 9. 9, 54, 45. 5. 6 ori 1, 6 și cu 5, 1, 10. Da? 4 din... 4 din 13. Da. 9. Da. Și nimic, nimic. 4, 19, 94. Păi... 4 ori. De 4 ori, da? De 4 ori. 4 ori 9. 4 ori 9, 36, 73. 4 ori 1, 4 și cu 3, 7. 7. Rămâne 6 din... 6 din 14. Merge de... Nu, nu merge de... Rămâne. Rămâne. Da. 6 din 14. Din 10 rămâne un 4 și cu 4 ăsta face 8. Sau îl dau pe 4 ăsta și până la 6 mi-e trebuie un 2. Nu știu din 10 ce e un 2 și rămâne 8. Da? Da. 7 din 8, 1, 18. Da? Bun. N-am mers nici cu 19. Care e următorul? 20 este prim? Nu, nu, nu. 23. Cred că 23. Da. 22 nu-i bine, că are pe 2. Da. Nici pare, alea pare, nici vorba. Deci 1234 la 23. Și merge cam de câte ori? 23. 5 ori. Hai să zicem de 5 ori. 5 ori. 5 ori 3. 5 ori 3, 15, 5 și 1, 5 ori 2, 10 și 1, 11. Da. Rămâne 13 fără 5. Da. Și rămâne 8. Nimic, nimic. Da. Coborăm pe 4. 23 în 84 de 2 ori. Da. 2 ori 3, 6. Numai de 2 ori? Cam puțin de 2 ori. 3. De 3 ori, cred că.
3 ori 3, 9. Da. 3 ori 2, 6. Da. Da. 6 scădem. 14 din 9. Din 14 scădem 9. 9. Am scăzut din 10 ori 9 și a rămas 1 și lipește de 4 și face 5, nu? Da. Și 6. Și 6. Bună seara. Bună seara. Poftiți, gata, așa, de departe acum. 1, da? 1, da. Da. Și face 15, da? Așa. O vinită e foarte strânsă activitatea. Da. Ne dau afară că o oră au și ei. Da. Da. Continui tu. După 23 urmează alt măr prim și în sfârșit, când ajungi la ăsta care e mai mic sau egal cu ăla, te oprești. Da. Și înseamnă că ăsta e prim. N-am niciun alt divizor. Da. Și dacă ăla e prim, sau în sănătate, cel mult se împartă prin el. Da. Cel mult. Da? Bun. Celălalt te faci tu acolo, câte mai da. Ușor. Da? Da? A fost această recapitulare cu transformarea unei fracții periodice mixte, fracții ordinare, nu? Și lucru cu fracții ordinare, operații, cum se mulțesc, cum se adună, cum se împart, ne oprim. Adevărat caveat. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!